Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Andrei de la Ecovent și fac acest video special pentru familiile care locuiesc în blocuri care urmează să se reabiliteze termic de către primăriile locale sau cu fonduri europene și care au această șansă să monteze absolut gratuit sisteme de ventilare cu recuperare de căldură în apartamentele lor fără absolut niciun cost. În condițiile în care avem mii de clienți care de-a lungul anilor au achiziționat aceste recuperatoare de căldură și le-au montat în apartamentele lor, investind sume între 5.000 și 10.000 de lei, bani pe care i-au consumat pentru a avea mai multă ventilare și mai mult aer proaspăt în casele lor. Voi aveți această șansă unică de a beneficia de aceste avantaje absolut gratuit. Și vreau să discutăm mai multe detalii despre aceste recuperatoare de căldură. De ce avem nevoie de ele și cum funcționează? Hai să începem! Înainte de a începe, vreau să vă povestesc o experiență personală pe care am trăit-o în anul 2016, atunci când locuiam într-un bloc din Crângaș, care a fost reabilitat termic de către primăria sectorului 6. Și ce s-a întâmplat atunci este că ni s-a izolat apartamentul cu polistiren și s-au schimbat geamurile cu geamuri termopan. Din prima noapte după ce a fost izolat termic blocul, am constatat că deodată nu mai aveam aer proaspăt în încăpere. Simțeam că am un aer închis și urât mirositor. Dimineața când mergeam la baie și mă întorceam înapoi în dormitor, simțeam un aer de la închis, de repede mergeam și deschideam geamul ca să aerisesc și mi-am dat seama că ceva nu este ok. Simțeam că nu mai dorm atât de bine cum dormeam înainte. Deci, practic, ce s-a întâmplat este că apartamentul meu s-a transformat într-un borcan din care nu mai intra și nu mai ieșea nimic, tot aerul ăla stătea în încăpere, nu mai respira apartamentul, nu mai intra, nu mai ieșea nimic și eu, împreună cu familia mea, stăteam în acel apartament, consumam aerul respectiv, creștea nivelul de dioxid de carbon, nu mă odihneam noaptea bine, copiii erau mai nervoși și mi-am dat seama că am niște probleme grave. Și atunci am căutat pe net, m-am documentat, am discutat cu specialiști și am înțeles că există aceste sisteme de ventilație descentralizate pe care dacă le montezi o să-ți aducă aer proaspăt permanent în apartament și o să-ți scoată aerul viciat permanent din casă. Și în felul ăsta ce se întâmplă este că nu mai este nevoie să deschizi geamurile și să ținte tot praful de afară și muștele sau țânțare din exterior în interior. Și mai mult decât atât, nu deschizi geamurile ca să arunci căldura pe timp de iarnă sau răcoarea pe care o produci cu aerul condiționat pe timp de vară. Fiindcă dacă afară sunt 45 de grade, nu-ți mai vine să deschizi geamul să aerisești. Și atunci stai în mirosul ăla, în nivelul ăla de dioxid de carbon ridicat și te simți inconfortabil în propria ta casă. De aceea am decis împreună cu familia mea atunci să înmontez sisteme de ventilare decentralizate în cele două dormitoare și respectiv în sufragerie. Am montat aceste echipamente și deodată am simțit că avem aer proaspăt. Dormeam mult mai bine noaptea. Mă trezeam dimineața, simțeam că am aer proaspăt în încăperea respectivă. Veneam de la servici și când deschideam ușa, simțeam că am aer proaspăt în apartament. S-a schimbat deodată toată atmosfera din încăperi. Și hai să vedem cum funcționează aceste echipamente, cum urmează să fie montate, în așa fel încât să știți foarte, foarte clar ce urmează să vi se întâmple în apartamentul vostru. Acesta este recuperatorul de căldură BSK Zephyr, care urmează să fie montat în cadrul acestor proiecte de reabilitare termică. Cum se montează el? Imaginați-vă că acesta este peretele dumneavoastră, peretele exterior al apartamentului. Ce se vede aici este ceea ce o să rămână în casă. Pe partea din spate este ceea ce o să rămână afară, adică această grilă exterioară de culoare albă. În mijloc avem schimbătorul de căldură din ceramică și motorul care o să funcționeze și o să aducă aer proaspăt în încăpere și o să scoată aerul viciat din încăpere în exterior. Cum se face? Venim cu o carotă specializată care execută o gaură perfect rotundă în peretele dumneavoastră. Gaura respectivă se execută cu niște carote foarte profesioniste care au niște aspiratoare care aspiră tot praful și mizeria care se produce aici, în așa fel încât să nu se producă pagube la execuția găurii în perete. Și după ce se execută gaura, se montează recuperatorul de căldură în perete. Și în interior o să avem doar această grilă care, atenție, are un mare avantaj și anume că se poate închide sau se deschide automat din telecomandă sau din aplicație de telefon mobilă cu ajutorul căreia puteți să controlați acest recuperator de căldură.
Asta e un mare avantaj, fiindcă dacă la un moment dat doriți să nu folosiți acest recuperator de căldură, nu este absolut niciun fel de problemă, apăsați pe butonul on-off și se închide. Cum se deschide? Apăsăm pe butonul on-off și în momentul de față s-a deschis recuperatorul de căldură și a început să funcționeze. Cum funcționează? Aerul viciat din încăpere este extras de către acest ventilator din încăpere prin acest recuperator de căldură. Este extras timp de 7 de secunde, timp în care acest recuperator de căldură ceramic se încălzește. După care, alte 7 de secunde, se inversează fluxul de aer și începe să intre aer prin acest tub, să intre aer proaspăt cu un nivel de oxigen mai ridicat în încăpere și în felul ăsta să împrospăteze aerul din încăpere. Și trecând prin acest acumulator ceramic care a acumulat căldura aerului care a fost evacuat afară, se preîncălzește înapoi și o parte importantă din căldura, din temperatura aerului care a fost evacuat, se întoarce înapoi în încăpere. În felul ăsta ce se întâmplă este că se reîmprospătează permanent aerul din încăpere, dar în același timp nu se pierde cea mai mare parte a căldurii. Adică dacă deschidem geamul, o să ne iasă toată căldura afară și o să ne intre temperatura de afară, să spunem dacă avem 0 grade afară, o să ne intre 0 grade în încăpere, sau, în cazul recuperatorului de căldură, se elimină aerul, să spunem, la 20 de grade afară și de la 0 grade de afară, aerul se preîncălzește prin acest recuperator de căldură și ajunge înapoi în încăpere undeva pe la 18 grade. Și în felul ăsta ne păstrăm cea mai mare parte a căldurii în încăpere, dar reîmprospătăm aerul. De asemenea, avem și niște filtre care filtrează praful și mizeria din aer, în așa fel încât să în încăpere să ne ajungă un aer mai curat, plin de oxigen și să eliminăm tot dioxidul de carbon, mirosurile, praful, substanțele formaldehide care se formează din mobilier, din lavabilă, din tot ce se întâmplă în casa noastră, se elimină în exterior și ne aduce permanent aer proaspăt. Și în felul ăsta ce facem este că ne creștem eficiența energetică a apartamentului nostru, fiindcă asta este motivul principal pentru care se montează aceste recuperatoare de căldură, să ne creștem eficiența energetică a blocului, adică să nu mai deschidem geamul ca să aerisim, ci să avem aceste echipamente care preiau această funcție de a deschide geamul. Chiar și în viteza 3 este un recuperator de căldură destul de silențios, adică poate să funcționeze în viteza 3 fără să deranjeze foarte mult pe timp de zi, însă pe timp de noapte avem funcția de noapte, care în momentul în care este apăsată, recuperatorul de căldură o să coboare viteza într-o funcție de noapte și de asemenea se și mai strânge un pic în așa fel încât să nu deranjeze din punct de vedere fonic. Și iarăși un aspect foarte important este că există izolație fonică atât pe capacul din interior cât și pe grila exterioară, așa fel încât să se absoarbe zgomotul din exterior și să nu pătrundă foarte mult zgomot din exterior în interior. Un alt aspect foarte, foarte important este că avem și o aplicație de telefon mobilă pentru acest recuperator de căldură, cu ajutorul căreia putem să controlăm de la distanță recuperatorul de căldură. Putem să-i facem o programare orară, cum să funcționeze dimineața, cum să funcționeze noaptea și în timpul zilei, în așa fel încât să avem un confort cât mai bun cu ajutorul acestor recuperatoare de căldură. Mai multe detalii despre cum funcționează acest recuperator de căldură cu ajutorul aplicației de telefon mobile este în linkul de mai jos, unde avem un video special făcut pentru asta. Bun, deci ce avantaje obțineți dacă montați aceste recuperatoare de căldură în cadrul reabilitărilor termice? 1. Aveți un apartament mult mai eficient din punct de vedere energetic și contează asta fiindcă o să crească și valoarea apartamentului. 2. Aveți aer proaspăt și curat permanent în încăperile în care funcționează și o să eliminați dioxidul de carbon, o să eliminați excesul de umiditate din încăpere, mirosurile neplăcute și o să vă aduceți permanent aer proaspăt. 3. O să dormiți mult mai bine, fiindcă în dormitoarele în care o să dormiți, o să aveți permanent aer proaspăt și curat, plin de oxigen. Și amintiți-vă momentele alea când mergeați la munte și dormiați cu geamul deschis și dimineața vă trezeați și miroseați aer proaspăt și curat. Cam asta s-ar putea să se întâmple și în apartamentele voastre, dacă o să aveți ventilație care o să funcționeze permanent pe timp de noapte. 4. O să vă crească confortul în apartamentele dumneavoastră. Și 5. Faceți economie cu încălzirea, respectiv răcirea apartamentului, fiindcă nu o să mai fie nevoie să deschideți geamul pe timp de iarnă și nici să deschideți geamurile pe timp de vară ca să vă intre zăpușeala de afară în încăpere. Și în felul acesta aveți un apartament mult mai eficient energetic în care vă simțiți confortabil împreună cu familia. Sau s-ar putea să spuneți că nu, domnule, că consumă energie electrică. Ei, foarte atent, consumul acestui recuperator de căldură este între 1,2 și 6
wați pe oră. Adică dacă merge în viteza 2 permanent, o să consume în jur de 2-2,5 de wați pe oră. Asta înseamnă în timp de un an de zile că o să consume în jur de 20-25 de kW. Asta înseamnă, nu știu, 20-30 de lei pe an consumul de energie pentru acest recuperator de căldură. În concluzie, vă recomand din tot sufletul să montați aceste recuperatoare de căldură. Este o super oportunitate de care voi trebuie să profitați și să vă bucurați împreună cu familia voastră de aer proaspăt permanent în casa în care locuiți. Cam atâta pentru astăzi. Dacă vrei mai multe informații despre aceste recuperatoare de căldură sau alte produse care îmbunătățesc calitatea aerului, intră pe canalul de YouTube Ecovent România și o să găsești acolo multe, multe informații utile. Și până data viitoare, nu uita, aerisește-ți permanent locuința și ai grijă de calitatea aerului din casa ta.